Bună ziua și bine v-am regăsit într-o nouă ediție a emisiunii Tineri Talentați. Eu sunt Daria Dina, iar astăzi voi fi gazda dumneavoastră. Tocmai ați urmărit videoclipul Nataliei Bendre, videoclip ce a avut premieră acum 2 zile și ieri în emisiunea Tineri Talentați. Piesa se numește Tărâmul Misterelor. Astăzi, după cum bine știți, și în emisiunea trecută am avut mici actori. Și o vom cunoaște împreună, în emisiunea de astăzi, pe Catinca, o tânără domnișoară, actriță. Haideți să o cunoaștem împreună. Bună și bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Catinca, pentru început, publicul ar dori să știe mai multe despre tine. Câți ani ai? La ce școală înveți și în ce clasă ești? Am 10 ani, învăț în... sunt clasa 4-a și învăț ca toată lumea online. Și te-ai obișnuit cu acest stil de învățământ? Da, m-am obișnuit. Este complet normal, doar că nu mai învăț colegii și nici doamna profesoară. Și ce vrei să ne spui despre... ce poți să ne spui despre doamna ta profesoară? Doamna mea profesoară este o doamnă foarte bună, inteligentă și foarte creativă. Spune-ne acum, care sunt pasiunile tale? Pasiunile mele sunt actoria și dansul. Și cu cine faci actorie? Cu cine faci dansuri? Actorie fac cu Ionuț și cu Tina, iar dansuri fac cu Tina, Raluca și Alina. Ce ne poți spune despre profesoara ta de actorie? Profesoara mea de actorie este foarte bună, dar și exigentă și foarte, foarte bună când mă învață să iau toate lucrurile pe bucăți și să fiu răbdătoare cu piesa. În familia ta sunt persoane care au împărtășit aceeași pasiune pentru actorie ca a ta și care te-au inspirat? Nu, nu sunt. Eu sunt singura care a avut această pasiune. Și cum ai descoperit-o? Am descoperit-o în pandemie, vrând să fac și eu o scenetă de teatru cu păpușile mele. Și mama mea a contactat-o pe Tina și pe Ionuț. Acum, haideți să ieșim puțin din sfera asta a actoriei și să te întreb cum ți-ai petrecut tot timpul în perioada stării de urgență. În perioada stării de urgență am făcut online școală și actorie împreună cu Tina, Ionuț și colegii mei de la Clubul de Arte Jucăușă. Și ai avut momente când ai fost presată de timp și din cauza lecțiilor și orele de actorie? Nu, doar o singură dată mi-amintesc, fiindcă aveam foarte multe lucruri de făcut și plus să învăț și eu o piesă. Care a fost prima piesă pe care tu ai învățat-o? Prima piesă pe care am învățat-o, nu mai știu sigur cum se numește, dar știu sigur că a fost o pagină întreagă. Și ți-a fost greu să o înveți? Așa, mi-a luat cam o săptămână, dar a fost ok. Acum hai să te întreb, care este materia ta preferată la școală? Materia mea preferată este istoria. Și ce-ți place cel mai mult la istorie? Cel mai mult la istorie îmi place că învăț despre strămoșii noștri și cât de greu le-a fost lor să se lupte cu celelalte popoare. Dacă ar fi acum să alegi doar una dintre actorie și istorie, ce alege fără să eziți? Nu m-am gândit încă, pentru că mie îmi place și istoria și actoria și nu aș vrea să renunț la niciuna. Studiezi vreo limbă străină? Ți-ar plăcea să studiezi o limbă străină care nu este de circulație internațională? Da, învăț limba engleză. Aș vrea să învăț o altă limbă care nu este de, care nu este internațională, cum ar fi araba, pentru că tatăl meu învață arabă și este foarte interesantă. Ce-ai făcut vara asta? Ai reușit să pleci pe undeva? Da, am reușit. Am plecat în Grecia cu părinții mei și cu bunicii și cu un grup de prieteni. Și ce ți-a plăcut cel mai mult în Grecia? Cel mai mult în Grecia mi-a plăcut că m-am dat în toboganele gonflabile. Care este metoda prin care tu te relaxezi cel mai... Metoda prin care mă relaxez eu este dansul, pentru că mă ajută să uit de toate problemele sau să mă joc cu motanul meu blu. Dragi telespectatori, acum vă invit să urmărim un monolog spus de Catinca, iar după vom vorbi despre acesta. Încă de mică am fost alintată a mamei.
Și poate tocmai de aceea am făcut și destul de multe pozne. Când aveam numai câțiva anișori, mama îmi spunea că sunt tare plăpundă și că nu sunt deloc voinică. Așa că ce m-am gândit eu? Hai să-i demonstrez că nu are dreptate, că sunt o fetiță voinică. Și am început să cășun pe viața pisică. Nu exista zi să nu trag de coadă. Săraca țipa cât o ținea gura. Iar bunica, mare iubitoare de animale, țipa și mai tare, spunându-i mamei: e rea podoaba ta de fată! Afirmație care mă deranja la culme, dar eram bucuroasă că mămica mă ierta de fiecare dată. Ca să le demonstrez și bunicii și mamei că nu sunt numai venică, ci și puternică, într-o zi am spart oglinda de cristal. Bietul bunicu s-a supărat foarte tare, căci oglinda era păstrată amintire de la strămoșii lui. Bunica s-a supărat și mai rău și era gata să mă bată, spunând din nou vorbele acelea care mă zgâriau tare la auz: e rea podoaba ta de fată! Dar și de data aceasta mămica m-a iertat. Într-o noapte de iarnă, când era un ger de crăpau pietrele, m-am gândit să le arăt bunicilor că nu sunt doar voinică și puternică, ci sunt și o fetiță harnică. Așadar, am turnat apă în pantofii bunicului cu intenția să-i spăl și i-am scos afară și i-am lăsat să se înmoaie. Vă dați seama cât s-a supărat sărmanul când și-a văzut dimineața pantofii plezniți între. Bunica a țipat și mai tare, zicând din nou vorbele acelea pe care nici nu vreau să le mai repet. Însă mămica m-a iertat. Ba le-a mai și spus: ce aveți cu fata? Dați-i pace! Toate mi-au mers până într-o zi, când am întrecut măsura. Am luat pe furiș o cutie cu chibrituri și m-am dus să aprind paiele din șura care nu era chiar departe de casă. Îmi imaginam eu cum o să fac un foc de tabără, așa cum auzisem eu că se face vara în vacanță. Norocul tuturor însă, că mama, nevăzându-mă prin casă, m-a căutat prin curte și m-a găsit tocmai când mă chinuiam să aprind chibritul. S-a speriat așa de tare, încât chiar din clipa aceea nu am mai simțit vreodată că aș fi fetița alintată a mamei. S-au aliat toți împotriva mea și cu toate că bunica zicea că bătaia e ruptă din rai, nu a aplicat această corecție, ci una și mai usturătoare, pentru o lună de zile. Nu bomboane, nu ciocolată, nu păpuși, nu jucării, nu desene animate, nu tabletă, ce să mai, o mulțime de nu-uri care m-au transformat din fetița alintată în fetița cu minte harnică și ascultătoare. Strașnică lecție de viață, dar și mai strașnici profesori, bunicii și părinții mei. De premiu 3. Catinka, hai să vorbim puțin despre acest monolog. Știu despre el că ai luat premiul 3. Da, am luat premiul 3 la primul meu concurs. Și știu despre el că este scris de doamna Ileana Gatu. Da. Ce ne poți spune despre doamna Ileana? Doamna Ileana Gatu este mama Tinei și este cea care mi-a făcut piesele și îmi plac foarte mult pentru că sunt foarte, foarte interesante. Acest monolog, Fetița lui Tata, este un monolog care te-a făcut să te gândești la tatăl tău? Așa. Spune-ne tu mai multe despre acest monolog. Monologul acesta a fost primul meu monolog de învățat. A fost destul de lung, dar l-am învățat cu ajutorul părinților mei și ajutorul tinei. Părinții tăi te susțin în ceea ce privește studiul actoriei? Da, mă susțin. Și ai jucat vreodată cu unul din ei? Deocamdată nu, dar ar fi foarte amuzant să-i văd pe ei la televizor. Văd că a apărut așa o piatră pe masă. Ce o să se întâmple în continuare? Ce poți să ne spui? O să am o surpriză pentru voi. Dar nu vreau să spun mai multe, că trebuie să fie totuși o surpriză, nu? Acum, haideți să ne întoarcem la întrebările legate de călătorit. Ți-ar plăcea să vizitezi unele locuri atât în România cât și în străinătate? Ce locuri ți-ar plăcea să vizitezi? În străinătate aș vrea să vizitez Legoland.
Și din nou Parisul, este a treia oară dacă l-aș mai vizita. L-am vizitat de două ori cu părinții mei și cu o prietenă. Și în România încă nu m-am gândit, încă nu mai știu ce să, la ce să mă mai gândesc, unde să mai călătoresc, pentru că este pandemie. Dar ți-ar plăcea totuși ca, după ce se termină toată nebunia asta cu pandemia, să vizitezi cât mai multe țări? Da, ar fi foarte amuzant. Bine, Catinca, noi acum o să te ascultăm cu surpriza pe care ne-ai pregătit-o, iar după vom continua interviul. Ok. Un măgar, o capră slută și un catâr cu stea în frunte hoinăreau pe-un vâr de munte și, mergând pe drum de stâncă, le-a ieșit în drum o punte. Puntea nefiind prea lată, tuturor ca să le placă, numai câte unul singur peste ea putea să treacă. Iată deci, pe acei prieteni, la al punții căpătăi, toți grămadă puși pe sfadă, neputând să înțeleagă cine trece cel din tâi. Cel din tâi să trec pe punte, dragi prieteni, eu am dreptul, glesuia fudul măgarul cât putea înflându-și pieptul. Și nu vă voi cere acest drept, la urma urmii, când de la începutul lumii, mersul meu e în fruntea turmii. Vai, sărman măgar netrebnic, ești nebun sau nu ești treaz? Ți-a mai mers vreodată în urmă un catăr ca mine breaz? Capra, cum o știți fudulă, chiar când n-are păr de râie, nu putea nici ea cu coană mai prejos ca să rămâie și le zise furioasă, înălțându-se în călcâie. Credeți voi, ciobani obraznici, că pot vouă să mă plec și pe puntea din urmă după voi abia să trec? Dar rușine să vă fie, neciopliți ciobani de oi, eu, prințese după voi? Și nerozii, fiecare năzuind să fie în frunte, toți s-au revezit pe punte, iar în clipa următoare au căzut acele vite și în prăpastia adâncă au rămas pe veci strivite. Iar un greiere, ce ieșise din prăpastia adâncă, a săpat scriind pe stâncă vorbele de mai la vale, până azi ne șterse încă. Când rufnești un loc de cinste, nu da drumul pasului, dacă spre-al cunoaște bine, nu-ți vezi lungul nasului. Felicitări, Catinca, e foarte interesantă această fabulă pe care ne-ai spus-o. Foarte interesant. Spune-ne mai multe despre această fabulă. Mie cel mai mult din piesă mi-a plăcut de capră, pentru că ea este așa mai, cum să zic eu, mai fudul, așa mai mândră de ea și vrând ea să fie prima, așa ca o prințesă. Știu despre această fabulă că ai câștigat premiul întâi și premiul special în cadrul concursului Alegria. Da, așa este. Iar acum să te întreb, dintre toate premiile pe care tu le-ai câștigat de când faci actorie, care este acel premiu care te-a făcut cea mai mândră de munca ta? Cea cu fabula aceasta, pentru că îmi place foarte mult de capră și măgar și catâr, pentru că ei se ceartă, se ciondănesc și la un moment dat cați toți trei. Acum spune-mi, ai emoții înainte de a performa? Câteodată, nu mereu, pentru că știu că la concursurile de gimnastică ritmică am avut multe emoții. Și după aceea m-am jucat cu fetele de la mine de la club și ne-am distrat. Dar după ce termin prestația așa și aștepți premiul? Nu, n-am niciun fel de emoție. Ce-o fi, o fi. Acum, spune-mi, după părerea ta, care crezi că este cea mai mare realizare a ta de până acum? Nu știu foarte sigur, pentru că încă nu m-am gândit, dar eu cred că toate realizările mele sunt perfecte. Cine este modelul tău în viață? Eu nu am un model în viață încă, dar am foarte mulți cântăreți preferați. Cine este cântărețul tău preferat? Am mai mulți, Delia, Smiley, Connector. Toți cântăreții de pe lume sunt preferați. Ce-ți place cel mai mult la acești artiști? La cel mai mult îmi place la Delia că am făcut un videoclip cu ea și mi-a că aveam 6 ani și este foarte, foarte blândă. Care crezi tu că sunt calitățile și caracteristicile unui artist bun?
Păi, caracteristicile sunt perseverența, zâmbetul pe care îl transmiți oamenilor și multe alte lucruri, pentru că încă nu știu foarte bine. Dar eu așa cred că trebuie să zâmbești foarte mult ca oamenii să te placă și să zică că tu ești un om minunat. Cum te-ai descrie tu în trei cuvinte? În trei cuvinte m-aș descrie vorbăreață, creativă și... blândă. Ce-ți place cel mai mult la tine? Cel mai mult la mine îmi place că sunt foarte vorbăreață și că vorbesc cu toată lumea și că... Da. Am și o soră la fel ca tine. Vorbește foarte mult și are foarte multe de povestit mereu. Interesant! Ce-ți place cel mai mult să faci atunci când te vezi cu prietenii? Sau îți plăcea cel mai mult să faci atunci păi când te vezi cu ei? Păi cel mai mult îmi plăcea să mă joc cu ei și să ne jucăm leapsa. Ieșați des prin parcuri? Vă plimbați des? Da, ieșeam foarte des. Care este momentul de care ție ți este cel mai dor pe care l-ai petrecut alături de prietenii tăi? Cel mai dor îmi este să mă joc cu ei, să-mi văd doamna profesoară, să ne ciondănim în pauze. Care crezi tu că sunt calitățile unui prieten bun? Calitățile unui prieten bun trebuie să fie înțelegător, bun, deștept și să fie blând cu tine, chiar dacă tu nu-ți dai seama că i-ai spus ceva care pe el l-a deranjat. Acum spune-ne, sunt sigură că și tu ai un prieten foarte bun. Ce mesaj îi transmiți? Eu am două prietene foarte bune, Natalia și Bianca. Sunt niște prietene foarte bune și mă ajută să trec peste greutățile pe care le am. Acum hai să te întreb, îți place să faci cadouri? Da, îmi place foarte mult să fac cadouri. Și îți place să primești cadouri? Asta e și mai mult, fie vorba între noi. Care a fost cel mai frumos cadou pe care l-ai oferit? Cel mai frumos cadou pe care l-am oferit a fost că am făcut eu o felicitare care se deschidea și erau niște pomi, răsăreau niște pomi și mi-a plăcut foarte mult. Care consider tu că e cel mai greu lucru de făcut atunci când ești copil, dar atunci când ești adult? Când ești copil e greu să-ți faci temele, să-ți faci curat în cameră, să te culci până în 10 și când să fii adult trebuie să ai grijă de casă, să lucrezi, să faci toate lucrurile astea ca să fii tu fericit. Ce-ți place ție cel mai mult să faci atunci când ai timp liber? Cel mai mult când am timp liber îmi place să dansez pentru că mă eliberez sau să mă joc cu motanul meu Blue. Deci ai un animal de companie? 2. Ce ne poți spune despre ei? Păi, Blue este motanul meu care are 4 ani, îl am de când aveam 6 ani, iar Memo este peștele care îmi aduce zâmbetul pe față când îmi fac temele, începe să facă jumbuș lucruri prin apă. Păi și pisica ta nu mănâncă peștele? Nu, pisica mea nu e interesată de pește deloc, se uită la el așa și apoi se întoarce. Foarte bine se înțeleg animăluțele tale. Foarte bine, nu l-am văzut niciodată pe Blue să dea blaba în bol. Ce culoare are peștișorul tău? Albastru cu mov și turcoaz. Și pisica ta nu e geloasă că ea nu are culorile astea? Nu, deloc, pentru că mie îmi place foarte mult griul și el este gri. Este rasa Scottish Fold și e foarte, foarte gras. Cât timp petreci cu animăluțele tale de obicei? De obicei petrec cam o jumătate de oră pentru că am multe teme și vreau să mă relaxez. Jucându-mă cu păpușile, uitându-mă la televizor. Când ai o stare proastă, după un anumit test, să zicem, sau faptul că nu ai reușit să-ți faci o temă, nu vine pisica ta lângă tine și începe și toarce? Nu toarce, mă linge! Înseamnă că știe deja că ești puțin tristă și vine și te revigorează într-un fel. Da! Acum spune-mi, tu stai la curte sau la bloc?
Părinții mei sunt despărțiți și stau și la curte și la bloc. Și atunci când stai la curte, cât timp petreci afară? Încă nu știu, pentru că dacă stau afară, stau o zi întreagă. Dar când stai la bloc și asculți muzică și o dai tare, s-a întâmplat vreodată să îți bată vecinii în țeavă? Nu. Niciodată? Nu, nici măcar n-am dat muzica tare, pentru că știu că nu e ok. Dacă s-ar întâmpla ca tu să dansezi la un moment dat, da, într-un concurs și să se oprească muzica din probleme tehnice, tu ce ai face? Eu nu m-aș panica și aș merge înapoi la profesoara mea. Dacă în cadrul unui concurs tu ai câștigat marele premiu și nu te-ai aștepta la chestia asta, care ar fi reacția ta? Cum aș fi foarte bucuroasă și aș spune la toată lumea că eu am câștigat premiul cel mare. Dragi telespectatori, vă invit acum să urmărim o povestire. A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar povesti. A fost odată un om însurat. Nevasta și soacra lui nu erau foarte istețe. Într-o zi, când omul s-a întors obosit de la câmp, ce i-a fost dat să audă în casă? Valeleu, o să moară copilul! Ce mă fac eu, mă mucă? Ce mă fac? Ce-ai făcut, mami? Ce s-a întâmplat? De ce plângi? Cum să nu plâng dacă acolo sus pe sopă e tita mai drobul de sare? Drob de sare? Unde este? Că nu-l văd! Uite, chiar deasupra pe sobă, cum de nu-l vezi? A, ba da! Acum îl văd, dar lasă-l în pace. Ce ți-a făcut? Voleu, mamucă, ia gândește-te. Dacă se suie mâța pe sobă și răstoarnă în capul copilului. Aoleu, fata mamică deșteaptă mai ești. Aoleu, cum o să rămân eu fără nepoțelul meu? Fără băiat. Fata mea are dreptate! Copilul este în pericol de moarte! Pericol de moarte? Ce vorbesc cu astea, mamă, soacră? Uite, bărbate, că acolo sus pe sobă este tita mai drobul de sare. Ferească scutul, dacă se fie mâța sus pe sobă și lăsană în capul copilului și l-o moară. Păi bine, măi, dar vouă nu vă dă prin minte să mutați drobul de pe sobă dacă vă e frică să nu cadă în capul copilului? Cum? Să-l mutăm? Văleleu și vai de mine, ce blestem este pe mine să stau în aceeași casă cu voi două, care nu aveți niciun pic de minte. Plec, plec în lume. Și dacă voi întâlni în lume o prostie omenească mai mare decât este la voi, atunci mă întoarce acasă. Iar de nu, voi pleca unde voi vedea cu ochii. A mers omul nostru ce a mers și deodată a văzut două persoane foarte grăbite și preocupate de ceva ce el nu pricepea. Hai, grăbește-te și adu mai repede cazanul cu soare să-l duc în casă, că acum vine noaptea. De azi dimineață tot car mereu, dar degeaba. Văd că nu s-a luminat deloc în casă. Hai mai repede, vorba multe e sărăcia omului.
Păi sigur, ție-ți convine să stai în pragul ușii. Faci un pas și arunci soarele în casă. Pe când eu vin tot mai din drum, că acolo e mai mult soare. Nu te mai plânge! Hai, hai să trec eu în locul tău și o să vezi ce spor voi avea. Foarte bine, să te văd ce ispravă vei face. Așa, hai, hai soare, intră mai mult, așa, intră mai mult și umplem cazanul. Hai, fuga, prinde cazanul plin. Hei, așa, acum dăm cazanul gol înapoi. Așa, așa, fuga, fuga. Hai soare, intră mai mult în cazan. Fuga, fuga, prinde cazanul plin. Hei, rup. Așa, acum dăm cazanul gol. Iaca! Într-o clipită am cărat 20 de cazane cu soare. Cred că s-a luminat casa. Da, da, vezi să nu. Cum adică nu? Unde-i pus soarele? În casă. Unde să-l pun? Păi atunci, de ce nu s-a luminat în casă? Numai tu ești de vină. Eu? Poate vrei să spui că vinovat ești tu. Ba, tu! Ziua bună, gospodinelor! Dar ce tot plimbați cazanul ăsta de la poartă în casă și din casă la poartă? Omule, tu nu vezi ce facem noi? Noi nu plimbăm cazanul, ci căram cu el soarele în casă. Cărați soarele în casă? N-am mai auzit de așa o bazaconie. Ne-am gândit și noi să luminăm un pic în casă, că zi și noapte e besnă în casă. Ei, hai că am auzit-o și pe asta. Stați că vă învăț eu ce să faceți. Spargeți peretele cu un topor. Faceți o gaură mai mare decât capetele voastre și pe acolo va intra soarele singur. Cum? Va intra soarele singur? Ai auzit, soră? Măi, omule, dar știi că ești deștept? Mulțumim, om bun! Ce ne făceam noi dacă nu erai tu? Este o vorbă din bătrâni. Văleleu și vai de mine, ce m-aș face fără tine? Gospodarul nostru a plecat hotărât spre casă, vorbind de unul singur. Nevastă-mea și soacra parcă au puțin cel mai multă minte decât ceilalți pe care i-am văzut. Așa că mă întorc acasă. Și poate că între timp s-o fi rezolvat și cu drobul de sare. Ori l-au dat jos de pe sobă, ori mâța o fi plecat în lume ca și mine. Iar eu am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Cu două secvențe din povestirea Băleleu și Vai de mine, scrisă de doamna Ileana Gatu. Da. Ce ne poți spune despre acest proiect? Păi eu nu știu foarte multe, doar că știu că am jucat, adică am făcut o secvență din această piesă, foarte interesantă de altfel, pentru că toate animalele mie îmi plac, orice animal care există sau câine, care orice. Și ce ți-a plăcut cel mai mult atunci când performai pe această, în această povestire? Păi cel mai mult mi-a plăcut că când am fost pe Zoom și mă pregătea Tina și mami de concursul în care trebuia să joc despre această piesă. A fost interesant că doamna Ileana Gatu a intrat pe Zoom cu Tina și a fost foarte, foarte interesant. Și amuzant de albet. Eu știu că tu faci parte dintr-o trupă de teatru în cadrul Clubului de Artă pentru Copii, Arta Jucăușă. Da. Ce ne poți spune despre acest grup?
Păi în acest grup sunt colegii mei și prieteni de altfel, unde e și Ionuț. Ce ne poți spune despre Ionuț? Ionuț este tot profesorul meu care ne ajută să performăm, să spunem tot felul de lucruri mai grele pe care noi nu le știm. Sau audiție. Grupul acesta a fost creat pentru a participa la anumite concursuri sau pur și simplu l-ați creat pentru că așa v-a plăcut vouă să performați împreună? Și vă gândiți să participați la emisiuni de talente? Nu știu asta. Trebuie să vorbești cu Tina sau cu Ionut. Cu cine vrei tu? Dacă ar fi să participi la emisiuni de talente singură, doar tu, performând într-o scenetă de teatru, care ar fi sceneta pe care tu ai alege-o? Nu prea știu, pentru că nu știu scenete de teatru foarte multe, dar în cele în care am jucat. Dar ți-ar plăcea să scrii tu o scenetă de teatru? Ar fi fost interesant ca cineva să-mi urmeze mie povestea pe care am scris-o eu. Și îți dorești ca pe viitor să se întâmple și așa ceva? Doar din pasiune, dacă ar fi. Pentru că încă nu știu ce vreau să mă fac când o să devin mare. Stai liniștită că mai este timp de gândire. Și acum cu învățământul online, cred că cel mai bun lucru pentru tine este să înveți să stai cât mai mult pe calculator, să înveți să scrii în Word, să lucrezi în PowerPoint. Da. Pentru că, într-un fel, ăsta este viitorul. Da, lucrez în PowerPoint, am făcut prezentări PowerPoint la istorie, educație civică. Și noi săptămâna trecută, adică săptămâna asta, am avut școala altfel. Și a trebuit să fac o prezentare PowerPoint despre spațiu. Ce jocuri ai pe calculator? Doar Roblox, pentru că pe calculator nu prea mi-am instalat eu jocuri. Și ți-ar plăcea să ai un calculator pe care să îți faci tu comunitatea ta și să interacționezi cu acești copii prin intermediul teatrului? Nu prea știu. Dacă ar fi acum, pentru că se apropie Crăciunul, dacă ar fi să faci o piesă de teatru tu, sau o scrii, să se dea o temă la școală, scrieți o piesă de teatru pentru Crăciun, împreună cu un grup. Ar fi o piesă de teatru lungă sau una scurtă și să aveți și mult decor pe lângă? Eu aș zice să fie între și între, jumătate decor și jumătate piesă. Foarte interesant. Nu știam că îți place chiar atât de mult actoria astăzi. M-am convins. Ești o tânără actriță în devenire și îți urez multă baftă pe această cale. Mulțumesc! Ai jucat vreodată alături de bunici, de mătuși, unchi? Nu, n-am jucat. Dar ți-ar plăcea să organizezi în cadrul unei sărbători acasă o scenetă în fața familiei? Da, ar fi interesant, doar că aș avea foarte multe emoții. Și în această scenetă, ai includ-o și pe pisicuța ta? Și pe pisică și pe motant, pentru că am o pisică la bunici, care a fost la noi acasă, doar că Blue nu mai mânca și am zis să o ducem la bunici. Și aș face și cu ei. Ei ar fi măgarul și catârul și peștele ar fi capra. Am văzut că în această fabulă ție ți-a plăcut foarte, 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 foarte mult capra. Ce îți place cel mai mult la acest personaj din fabulă? Păi mă amuză, pentru că ea se dă mare și tare și ea de fapt e doar o capră. Care este animalul care ție îți place cel mai mult? Eu am 4 animale preferate, pentru că nu mă pot decide. Peștele, pisica, câinele și papagalul. Și dacă ai avea un câine, cum l-ar chema? Sky, pentru că eu aș vrea să fie fetiță. Și dacă ar fi băiat, aș vrea să-l cheme Rocky.
Și dacă ai avea un papagal, cum l-ar chema? Vorbărețul. Ce te-a determinat să-i dai acest nume? Pentru că mie îmi plac papagalii care imită și ea spune numele vorbărețul pentru că el ar putea vorbi foarte mult. În perioada stării de urgență, ai petrecut timp alături de bunicii tăi? Nu, nu am petrecut pentru că știu că nu am putut să merg la ei pentru că ei stau într-un oroșel. Dar ți-ar plăcea ca în perioada sărbătorilor de iarnă să mergi la ei? Da, ar fi foarte bine. Acum spune-mi, ți-ai împodobit bradul? Încă nu, pentru că noi facem pe 2 decembrie bradul. Și dacă ar fi anul ăsta, aș vrea să-l împodobesc multicolor. Dar care ar fi culorile principale pe care tu le-ai folosi în decorarea bradului? Culorile principale ar fi albastru, roz, portocaliu și galben. Acum o să te întreb dacă pisicile tale dorm în brad. S-a întâmplat vreodată să-ți găsești pisica în brad? O singură dată l-am găsit pe Blue și Claire voia să se urce pentru ca să o cheamă pe ea, Claire. Dar pisicile tale când se suie în brad nu dau globurile jos? Ei, Blue a dat 2, Claire se juca cu ele, deci nu le-a dat jos. Și dacă, să spunem, tu ai avea acasă, la tine, un papagal, așa cum ai spus, și s-ar sui în vârful bradului, tu cum ai reacționa? Păi, ea spune să se dea jos, celălalt zice, te dai jos, te dai jos. Ar fi foarte amuzant. Și dacă ar fi să-ți pui peștișorul sub brad și să faci o poză pe care să o postezi pe grupul vostru de Facebook, Arta Jucăușă, și să spui, și peștișorul meu îl așteaptă pe moșul așa cum îl aștept și eu. Crezi că ai primit comentarii de la colegii tăi? Comentarii care să-ți umple sufletul de bucurie? Da. Îl aștepți pe moșul. Toți îl așteptăm pe moșul și sperăm ca anul următor să fie un an mai bun decât acesta. Ce-ți dorești tu de Crăciun? Oh, eu de Crăciun îmi doresc dita mai lista. Și ce ai scris pe listă? Păi eu vreau niște păpuși LOL pe care mie îmi plac foarte mult și sunt se găsesc la Noriel și mie îmi place asta. Că mereu îmi conving părinții să-mi ia și mie o jucărie. Și tu de fiecare dată îți dorești jucării? Nu mereu, pot să-mi doresc și haine, ceea ce mi-am dorit, de exemplu Rocky, pentru că mie îmi plac Rocky. Ai făcut vreodată parada modei în casă? Nu, n-am făcut, dar sincer aș vrea să o fac. Ce-ți place cel mai mult atunci când stai cu prietenii și cu familia la masă și aveți așa un moment de liniște? Ce vreți să vă spuneți? Cel mai mult? Adică eu nu vreau să spun ceva. Eu vreau să mănânc ceva. Care este mâncarea ta preferată? O să râdeți. Îmi plac sarmalele. Și mie îmi plac sarmalele. Doar sarmalele? Îți plac doar sarmale? Ai mâncat de Crăciun? Sarmale și... desert. Dragi telespectatori, acum vă invit să urmăriți ultimul videoclip al Catincăi, iar pe urmă vom sta în continuare de vorbă cu ea, până când emisiunea de astăzi va lua sfârșit. Îmi place să port rochițe și bluzițe și fustițe și modern să mă îmbrac, să fiu tuturor pe plac, însă cel mai mult iubesc portul nostru românesc și sunt foarte bucuroasă că am un costum acasă care, să vă spun serios, cred că e cel mai frumos. E ca a mea brodată, n-am mai văzut niciodată, cusută cu flori alese, parcă de pe câmp culese.
Am și fote frumoșele, tot cu flori și cu dantele. Le-a cusut a mea bunică pe când era tinerică. Iar pe cap, să fiu drăguță, îmi așez o băzmăluță. La gât îmi pun măgeluțe și în picioare o pincuțe. Uite așa-i costumul meu și vă spun din suflet, eu, când cu el sunt îmbrăcată, mă simt cea mai mândră fată. Știu că vei veni pe 13 decembrie împreună cu trupa ta de teatru. Da, voi veni și o să facem o piesă de Crăciun, pentru că tot vine Crăciun. Și piesa asta de Crăciun, nu o să te întreb foarte multe despre ea, pentru că vreau să ținem publicul în suspans pentru a ne urmări în continuare și de Crăciun. Și o să te întreb doar atât. Va fi o piesă de teatru lungă? Cum să zic eu, fără să nu dau detalii. Un detaliu pot să vă zic, e destul de lungă. Dacă s-ar întâmpla ca atunci când voi jucați piesa de teatru, să vină moșul la voi? Ar fi fain, pentru că toată lumea îl iubește pe Moș Crăciun. Acum, noi am vorbit foarte mult despre Moș Crăciun. Ce-ți dorești tu de Moș Nicolae? De Moș Nicolae, nu știu, poate să zică Moș Crăciun să-i mai dea lui niște jucării, să le pună el, să le ia el, pentru că eu am pus o dita mai lista, dar pentru Moș Crăciun. Nu m-am gândit ce o să-i spun lui Moș Nicolae să-mi aducă. Care sunt dulciurile tale preferate? Oh, vai. Îmi place Nutella. Și... lava cake. Dacă ar fi să mergi la o petrecere, unde ți s-ar da lava cake să mănânci, ca desert? Așa. Ai comanda și în plus? Nu prea știu, pentru că eu nu mănânc foarte mult și nu-mi place să mănânc atât de mult dacă eu nu pot. Legat de tine ca și artist, un artist în devenire, ce mesaj transmis celor care acum se apucă de actorie sau de dansat? Păi eu le-aș spune să, dacă vor să devină dansatori sau actriți sau și dansatori și actriți, eu le-aș spune să fie perseverenți. Tu crezi că, eu sunt sigură de fapt, că tu vei ajunge actriță? Pentru că ai stofă de învingătoare și știu că vei ajunge foarte sus. Spune-mi dacă vrei să participi și la scene de teatru, scenete de teatru în străinătate pe viitor. Da, ar fi foarte distractiv, fiindcă aș cunoaște oameni noi și m-aș juca cu ei. Și dacă ar fi să pleci într-o țară străină? Și tu să știi engleză foarte bine, să poți să duci o conversație cu oricine. Care ar fi a doua limbă pe care tu ai învățat-o? A doua limbă pe care aș învăța-o ar fi... franceza. Ce-ți place cel mai mult la limba franceză? Cel mai mult la limba franceză îmi place că vorbesc așa foarte încurcat și e foarte distractiv când vorbești încurcat. Îți place accentul francezilor? Da, îmi place. Ai ascultat vreodată piese în limba franceză? Nu, n-am ascultat. Dar ți-ar plăcea? Sincer, ar fi interesant. Ți-ar plăcea să-ți creezi tu propriul tău dans pe o piesă în limba franceză? Ar fi creativ dacă aș vrea să fac așa ceva. Care ar fi tema pe care tu ai pune în scenă în momentul când faci un dans, când îți creezi tu dansul tău? Păi tema ar fi distracție! Din păcate, pentru că timpul nu este alături de noi și nu ne permite să mai ieșim în parc, să ne distrăm. Când stai în casă și termini orele de curs, după ce mai citești ceva, cum te relaxezi sau cum te distrezi tu cel mai bine? Păi cel mai bine mă distrez jucându-mă cu păpușile și uitându-mă la televizor.
Care este emisiunea la care tu te uiți cel mai des? Cel mai des mă uit la Visuri la cheie. Ce-ți place cel mai mult la Visuri la cheie? La Visuri la cheie îmi place că oamenii aceia sunt foarte buni, pentru că fac casele altor oameni care ei nu pot să își facă casele, fiindcă sunt mai puțin norocoși. Ți-ar plăcea să intri într-o asemenea echipă și să poți să ajuți și tu oameni? Da, aș vrea să fac voluntariat. Foarte interesant. Îți urez multă baftă. Eu știu că această metodă de a te relaxa prin ajutarea celorlalți este foarte eficientă, pentru că te calmează și pe tine și este minunat să știi că poți să ajuți și să te faci pe tine fericit. Da, așa este. Și când văd zâmbetul altor oameni, e foarte, foarte bine. Este foarte interesant cum un copil așa ca tine gândește așa de matur. Și pentru că am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, o să-mi iau la revedere de la tine și o să-ți mulțumesc că ai fost astăzi alături de mine. Dragi telespectatori, vă mulțumim atât și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Nu uitați de provocarea noastră de pe grupul de Facebook Cala Show. Tot ce trebuie să faceți este să postați pe acest grup de Facebook un filmuleț cu prestația voastră. Iar dacă ne place, vă vom invita alături de noi în emisiune. Atât pentru astăzi, ne revedem săptămâna viitoare în cadrul unei noi ediții.